Bun găsit, dragii mei, la un nou horoscop de această dată aferent lunii mai. Dragilor, așa cum v-am obișnuit în cele ce urmează, vom dezbate începutul, mijlocul și finalul de lună pentru fiecare semn zodiacal în parte. Dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile natale, atunci vă invit să urmăriți și videourile aferente acestor elemente, astfel încât să căpătați o imagine de ansamblu cât mai clară. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general. Prin urmare, vă rog să-l tratați ca atare, iar pentru analize personalizate, pentru analize detaliate, vă invit să consultați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprinastrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi și prin intermediul cărora puteți descoperi adevărul interior, vă puteți descoperi linia destinului, vă puteți descoperi predispozițiile natale. De asemenea, puteți afla felul în care iubiți, modul în care vă place să fiți iubiți, modul în care ar trebui să câștigați sau să gestionați partea financiară. Prin intermediul astrologiei aflați extrem de multe informații utile parcursului vostru evolutiv. Așadar, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie, iar dacă nu v-ați abonat încă acestui canal, vă invit să o faceți și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă va influența luna mai. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Capricorn, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența aspectele astrale ale lunii mai parcursul. Pentru voi, luna mai începe în sfera transformărilor profunde, dar și în sfera dezvoltării personale. Este un moment în care aveți nevoie să reflectați mai mult la ceea ce aveți de schimbat fundamental la nivelul intimității voastre, la modul în care vă raportați din punct de vedere intim la relația de cuplu, acolo unde este cazul, la felul în care tratați subiectele tabu din viața voastră, la modul în care gestionați resursele financiare pe care le aveți la comun cu partenerul de cuplu, din nou, acolo unde este cazul, dar și la felul în care vă raportați la a învăța lucruri noi, la a vă dezvolta, la cât de deschiși sunteți să călătoriți, să cunoașteți oameni noi din culturi diferite, religii diferite, țări diferite, mentalități diferite și așa mai departe. Este un moment benefic pentru voi în care pur și simplu să vă faceți o analiză în aceste segmente ale vieții voastre și să vă dați seama dacă punctul în care vă aflați, momentul prezent și felul în care vă simțiți reprezintă ceea ce vă definește. De asemenea, poate veți avea ocazia să schimbați ceva inclusiv în contextele sociale din care faceți parte, în anturajul vostru. Fie să cunoașteți oameni noi, fie să aveți o raportare diferită la anumite persoane din contextul vostru social. Poate că cineva care până acum v-a indignat, v-a produs așa o stare de disconfort, se poate transforma acum într-o prezență agreabilă, o prezență de la care să aveți ce învăța, o prezență pe care o puteți transforma chiar într-un mentor pentru voi. Dar ca acest lucru să se întâmple, aveți nevoie să modificați ceva la nivelul gândirii voastre și al percepției voastre legate de alți oameni. Pentru că voi aveți tendința să considerați că voi sunteți întotdeauna mai presus decât ceilalți, din punct de vedere social, din punct de vedere profesional, din punct de vedere intelectual, iar acest lucru vă împiedică de la un anumit punct încolo să evoluați. Așa că încercați pe cât posibil să învățați lucruri noi, să vă deschideți mult mai mult către noutate și către schimbare, pentru că aceasta se va dovedi a fi extrem de benefică pentru voi.
Mai mult decât atât, pe 2 mai, Pluto, cel care a stat în semnul vostru zodiacal preț de 20 de ani și acum se află în zodia Vărsător, va începe o nouă perioadă de retrogradare, iar în vară va retrograda înapoi în semnul vostru zodiacal până pe 11 octombrie. Așa că țineți-vă bine, pentru că nu ați scăpat încă definitiv de energia acestei planete, așa că înarmați-vă cu răbdare ca să depășiți cu bine aceste lucruri, pentru că Pluto revine pentru câteva luni în semnul vostru ca să vă testeze. Mijlocul lunii își mută atenția și în sfera parteneriatelor voastre de lungă durată. Fie că sunteți în relații serioase, fie că sunteți căsătoriți, fie că aveți parteneri profesionali, colaboratori, da, de lungă durată, aici cumva veți dori să revizuiți modul în care vă simțiți în aceste contexte. Dacă simțiți că lucrurile nu se desfășoară așa cum v-ați dori, cel mai bine este să puneți lucrurile pe masă, să discutați despre toate aceste nemulțumiri și să găsiți soluții comune, astfel încât ambele părți să iasă în câștig și să fie mulțumite. Voi aveți nevoie să învățați arta negocierii, pentru că de cele mai multe ori, fiind și un semn cardinal, fiind și un semn de pământ, aveți tendința să fiți extrem de rigizi la opiniile celorlalți și la a găsi calea de mijloc. De multe ori, ori este ca voi, ori nu este niciun fel. Iar acest lucru nu are cum să funcționeze în ideea de parteneriat. Prin urmare, voi aveți nevoie să integrați lecția asta în viața voastră și să înțelegeți cum să funcționați în raport cu alte persoane și cum să lăsați de la voi, bineînțeles, atunci când este cazul, astfel încât și cealaltă persoană să simtă că este înțeleasă, să simtă că și ea contează, că părerea ei contează și că lucrurile se modifică și în direcția în care cealaltă persoană are nevoie. Așa că fiți cu mare băgare de seamă, astfel încât să echilibrați lucrurile în acest plan al vieții voastre. Finalul de lună pentru voi este ceva mai intens, pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal în intervalul 26-27 mai. Acest lucru, bineînțeles, aduce cu sine emoții, sensibilitate, emotivitate, irascibilitate pe aici pe acolo, nostalgie, însă având în vedere că se află după faza de lună plină din zodia Scorpion din data de 23 mai, cumva începeți să vă simțiți mai eliberați, mai liniștiți din punct de vedere emoțional și mai liber să vă exprimați toate aceste lucruri față de cei din jurul vostru. Poate că aveți anumite lucruri pe care doriți să le împărtășiți cu colegii de la locul de muncă sau cu prietenii voștri, cu cunoștințele voastre. De asemenea, veți fi ceva mai deschiși la a vă seta sau la a accepta faptul că aveți nevoie să vă reevaluați obiectivele pe termen mediu și lung. Este un moment bun în care să reevaluați toate aceste lucruri prin prisma modului în care ele vă fac să vă simțiți, adică felul în care gândiți și comunicați cu persoanele din anturajul vostru vă creează o anumită stare de spirit. Prin urmare, este important să fiți atenți la emoțiile voastre, astfel încât să înțelegeți ce anume aveți de făcut în raport cu cei din jurul vostru pentru a fi bine atât voi cât și cei din jurul vostru. De asemenea, se pot crea șanse și oportunități de a aduce niște transformări fundamentale în planul vieții voastre intime. Fie vă conectați mai profund cu partenerul de cuplu, fie apare cineva nou cu care aveți o conexiune fantastică, o chimie fantastică cu care să legați ulterior o relație serioasă. Indiferent de context, important este să vă păstrați și mintea, dar și sufletul deschise, astfel încât să lăsați viața să se întâmple. Să nu mai fiți voi atât de încrâncenați, să fiți la cârmă acolo, să controlați lucrurile și, de fapt, să le blocați mai mult decât să le ajutați. Prin urmare, pe final de lună, cu un Pluto retrograd în semnul vostru vecin, apar transformări, apar evenimente neașteptate în viața voastră, dar înspre binele vostru. Deci, evenimente care vor crea ulterior contexte benefice dezvoltării voastre și schimbării voastre de percepție.
Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna mai. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales cardurile cu mesaje de la Arhanghelul Metatron, cel care ne învață despre geometria sacră, despre sincronicități, despre tot ce are legătură cu maturitatea noastră, cu maturizarea noastră, dar și cu împământarea. Haideți să vedem ce mesaje are acest minunat arhanghel pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Capricorn în luna mai. Ok, au ieșit două carduri. Primul card vă vorbește despre Hristosul interior. Esența lui Hristos trăiește în tine. Meditând, vei putea regăsi această scânteie a cunoașterii. Sufletul tău știe care este momentul cel bun. El urmează curentul fără să reziste, cu răbdare, până când va veni momentul potrivit. Nu te lăsa angrenat în ceva doar pentru a le face plăcere celorlalți. Urmează calea învățătorului Isus. Calea divină. Fie că rezonezi cu ideea de Dumnezeu și de creștinism, fie că funcționezi în baza legilor universale, indiferent care, în ce constă credința ta, important este să te conectezi și mai profund la această latură a vieții tale. Wow! Iar cel de-al doilea mesaj îți vorbește despre somn, vise și călătorii astrale. Adevărata cauza insomniei tale nu se datorează doar minții, ego-ului, angoasei sau stresului tău. Hiperactivitatea lobului temporal drept și a glandei pituitare se află la originea tulburărilor de somn de care suferi. Este de o importanță crucială să îți creezi un mediu propice pentru destindere și somn. Deci se pare că mulți dintre voi aveți nevoie de odihnă, dragilor. Ca să vă puteți odihni, va trebui să vă relaxați mintea. Cum puteți face asta? Fie prin meditație, fie prin plimbări în natură, fie prin activități care să vă ajute să vă deconectați. Acestea sunt mesajele aferente lunii mai pentru voi, dragilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna mai și Sfintele Sărbători de Paște să vă aducă toate binecuvântările și lumina de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!